Bine v-am regăsit la o nouă ediție Interviu cu Flora Ordean. Iată, după o lungă perioadă de absență din platoul emisiunii noastre la postul nostru de televiziune, am reușit să-l conving pe domnul doctor Ioan Chelaru să vină la o emisiune, Interviu cu Flora Ordean, să mai stăm ca și altă dată la taclare. La taclare, dar acum mai mult pe chestiuni legate de profesia la care s-a întors, pentru că carierei politice i-a pus punct, adică a făcut un pas lateral, așa cum a promis domnia sa, încă de acum un an, și iată unul din puținii politicieni care au știut să zică stop, până aici a fost, mi-am adus contribuția, de acum să vină alții mai tineri, să facă poate mai mult, poate mai bine, rămâne de văzut. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule doctor. Mulțumesc tare mult, ați făcut o prezentare exagerată un pic, zic eu. E adevărat, am dedicat politicii o mare parte din viața mea, carierei parlamentare 12 ani, care nu sunt puțini. N-am plecat niciodată în avocatură, așa cum bine știți. E adevărat, am considerat că nu e normal și ar crea o presiune artificială prezența mea în fața instanțelor de judecată în calitate de avocat în timp ce eram vicepreședintele Senatului. De aceea, decizia de a face un pas înapoi s-a datorat multor factori, printre ei numărându-se și ideea și dorința mea de a reveni în avocatură și de a face efectiv avocatură la bar. A fost prima, cred că este și ultima mea dragoste din acest punct de vedere, și am revenit cu bucuria a găsi echipe tinere de avocați, mulți dintre ei am fost profesori, unora chiar au dat examene cu mine pentru intrare în avocatură, tineri bine pregătiți, în căutare. Sigur, munca de avocat e o muncă specială, mereu caut soluții, mereu caut spețe, mereu încerc să vii cu altceva decât există în practică, în căutare de idealuri. Sigur că renunțat la politică. Politica, doamna profesoară, nu este un lucru facil. Lumea nu privește așa. Lumea privește, se pare că așa, politica intră, oamenii în politică fac, iau decizii, intră administrații. La politică se așa. Pe toată lumea. Politica, dacă o faci serios, și ea trebuie făcută foarte serios și trebuie făcută de profesioniști, nu e un lucru deloc ușor. Nu e politica pe care o vedem, o văd oamenii la televizor, o ascultă în presă, o așa mai departe. Nu. Politica este locul unde bătălie cumplită pentru putere. Asta înseamnă până la urmă politică, de asta se intră în politică. Cu lovituri mai mult sau mai puțin. Care nu are uneori limite, inclusiv morale. Și politica este locul unde se iau decizii cu consecințe majore în viitor, uneori și în trecut, asupra semenilor tăi. Am cunoscut în acești ani de politică lucruri foarte, oameni foarte buni, foarte frumoși, de mare valoare. Am cunoscut și caractere deplorabile, oameni fără cuvânt, fără caracter, fără pregătire. Dumnezeu mi-a dat, știu poate acest noroc, să zicem, să trăiesc în acești ani într-un mediu unde se iau decizii, unde există o efervescență de idei, de decizii, uneori creatoare, alteori, să nu zic defăimătoare, dar devastatoare. Și cred că toată această experiență mi-a folosit și într-o întregire a personalității. Discutam totuși recent cu cineva care face parte din lumea politică, dar un om, zic eu, deosebit, un om deosebit de cinstit, mă refer aici la fostul dumneavoastră șef de cabinet, Mihail Florea, pe care foarte puțin l-au agreat atunci când
a făcut și el politică, tocmai prin franchețea și onestitatea de care a dat dovadă și prin lipsa aceasta de a se implica în jocuri politice care lui sunt nedrepte, îi se par nedrepte. Ei, domnia sa mi-a vorbit cu atâta admirație despre modul în care dumneavoastră ați ținut în mână timp de 8 ani de zile Senatul României. E mult spus, l-am ținut în mână, însă l-am condus într-adevăr efectiv o perioadă lungă, în sensul în care, fiind vicepreședintele Senatului, am avut din partea președintelui delegație pentru a conduce ședințele, pentru a întâlni delegații, pentru a lua decizii majore uneori. Domnul Mihai Florea, ultimul șef de cabinet care l-am avut eu aici la cabinetul parlamentar, un om deosebit, un caracter extrem de puternic, e adevărat, cu accente, poate părea uneori de rigiditate, însă un om extrem de corect, un om care a avut forța să renunțe la politică. În momente în care, era exact, în momentul în care era, să zicem, în glorie sau era un moment important, pentru că i s-a părut că și compromisul politic trebuie să aibă o limită. Și când i s-a impus mai mult decât trebuia, a spus, nu, acest lucru nu-l fac. Ei, să știți, dacă această carieră politică, și aici vorbesc numai de cariera politică, a fost lipsită de umbre, este pentru că din acest punct de vedere, compromisuri majore, niciun n-a făcut. Acest lucru mi-a dat și o anumită poziție și în partid și după aceea în Parlament, m-a așezat, dacă vreți, și din punct de vedere uman și în fața mea pe o anumită poziție și am spus, mai mult de atât nu pot. Da, da, lucrurile... n-ați fost scutit de loviturile sub centură, a, pe care da, da, asta, asta nu lipsesc în politică din plin. Da, asta nu lipsesc în politică, ți le asumi. De cele mai multe ori nemeritate. Pentru că, indiferent cât de corecte și cât de mult muncești, o să vedeți în perioada următoare rezultatul activității mele politice, să zicem, nu de 12, de 8, de în ultimii 8 ani. Ești inclus, vrei, nu vrei, în această categorie care la, în momentul actual este extrem de hulită, uneori pe drept, alteori pe nedrept, și în această masă mare, mult prea mare după părerea mea, de oameni politici, chiar dacă suntem câțiva de altă factură, de altă pregătire, de alt caracter, de... nu se mai vede. Toată lumea te tratează la unison. La un moment dat, poți să fii rezistent, vorba, povestea cu șopârla înghițită de vie în fiecare dimineață, oricât de rezistent. Dacă ai o anumită educație, dacă ai o anumită cultură, dacă ai încercat să crești în viață prin propriile forțe, simți, îți pui întrebarea, dar de ce să înghit eu atâta noroi? Dar de ce se aruncă atât de mult? Se aruncă în politică, vrei, nu vrei. De ce se spun atâtea minciuni despre mine? De ce mi se fac atât de multe nedreptăți? Ce vină am eu că mi-am lăsat 12 ani casă, familie și am făcut săptămânal 1000 de kilometri de navetă ca să reprezint ceva? Romanul, Romașcanii, zona. În urmă, așa cum bine știți, mandatul de parlamentar este un mandat național, nu mai este un mandat al alegătorilor care te-au trimis acolo, este un mandat pe toată națiunea. De ce, să zicem, 145 de proiecte de acte normative le-am semnat, le-am trimis în Parlament, mult dintre ele. Asta este faptul. De ce, de ce trebuie să le fac? Și omul de rând nu înțelege faptul că rolul parlamentarului într-un parlament este acela de a face legi bune și nu de a aduce bani pentru... Da, da, aici au greșit și politicienii. Pentru... Aici au greșit și politicienii care în goana, după vorbă, în goana de a smulge atenția electoratului, au exagerat niște lucruri și e valabil pentru toate partidele. Eu nu judec pe nimeni acum. Chiar nu judec pe nimeni pentru că cunoscând viața și cunoscând realitățile nu spoite, nu vopsite, nu, care sunt la nivel național, mai ales la deciziilor, nu mai judec pe nimeni. Unele decizii sunt bune, altele sunt mai puțin bune. Timpul le-a dovedit perenitatea, rezistența și favorabilitatea dacă meritau sau nu. Pot să spun însă că toate aceste lucruri și multe, încă multe altele m-au determinat să spun nu, e momentul să mă opresc. Cred că am dat concetățenilor mei și țării parte din viața mea
și n-am dat-o degeaba, deci chiar am făcut niște lucruri și cred că am spus hai să venim. Rămân la facultate și rămâne în Dragoste și acolo lucru cu studenții este o chestie extraordinar de frumoasă, de care n-am să mă pot desprinde decât probabil la pensie. Revin în avocatură pentru că îmi place viața din sala de judecată, îmi plac problemele de drept, am scris atâtea cărți despre probleme de drept, despre lucrurile care trebuie limpezite într-un impact legislativ cu mult prea multă legislație primară sau secundară și aici, ca să explic totuși pentru telespectatori, primară înseamnă legislația făcută de Parlament și eventual cea de guvern și secundară cea care pune în practică prin ordonanță, prin regulament și mai departe pune legislația în practică. S-a încercat să acoperim cât mai multe zone și să răspundem nevoilor societății. Că, până la urmă, ce înseamnă un act normativ? Un act normativ este o regulă care reglementează o relație socială dintre oameni necesară a fi reglementată la un anume moment. Că asta e, până la urmă, legislația. A fost o perioadă grea, așa cum spuneam, naveta 1000 de kilometri pe săptămână nu este ușor, 12 ani. Dacă faceți un calcul, vedeți, numai ce a însemnat Roma în București, București Roma. Plecat, lipsit de acasă, în familie, cu preocupări. Eu nu am avut preocupări numai legate de Parlament, așa cum spuneam și alții, și Uniunea Juriștilor Președinte, și Academia de Științe Juridice, și Uniunea Barourilor, unde sunt vicepreședinte, și Baroul Neamț, pe care îl păstoresc cu toată pasiunea, luați termenul ca atare, în calitate de decan, de 7 ani de zile de acum. Toate astea înseamnă un consum, o energie, și dacă n-ai pasiune, dacă nu-ți place, nu faci performanță. Oamenii te aleg sau te propun și în ideea că poți să reprezinți ceva, poți să-i reprezinți pe ei și poți să adaugi ceva la momentul de până atunci. Uneori am reușit, poate alteori n-am reușit, însă vreau să știți un lucru și o spun în fața dumneavoastră, cunoscându-vă de o viață, ca să nu spun 40 și ceva de ani, dar o spun și în fața telespectatorilor. Nu m-am făcut și n-am făcut pe nimeni de rușine. Din acest punct de vedere, temerea mea de acum, 13 ani de acum, când am plecat în Parlament, că nu voi face față, că n-am nivelul meu de pregătire și nivelul meu intelectual nu este suficient pentru a face față în Parlament, s-a dovedit a fi o simplă temere. Pentru că, așa cum bine știți, după 6 luni de Parlament eram chestorul Senatului. Dar probabil și educația mea, și bunul simț cu care am plecat, și modul în care vedeam eu, un pic idealist, să nu recunoaștem, mi-au creat această temere. Și să vă mai fac o mărturisire, poate încheiam un pic capitolul politic. Doamna Flora, eu am intrat în politică în ideea clară, de a face politică progresistă de centru stânga. Și dacă vreți, educația mea de acasă, de la mama, de la cei 7 ani, și educația mea religioasă catolică, și pregătirea mea prin facultate, inițial facultatea de istorie, după aceea facultatea de drept și doctor, toate au fost menite să mă formeze, poate unul nu mi-am dat seama, să întorc ceva către oameni și să spun, dacă pe mine Dumnezeu m-a ajutat să reușesc în viață, nu știu dacă e extraordinar, dar bine față de locul de unde am plecat, din Pildeștiul meu natal, de acolo, de pe Valea Moldovei, de ce să nu fac și eu ceva peste ceea ce se face în mod obișnuit? Dacă am reușit, dacă n-am reușit, sigur că tot oamenii mă vor judeca. Sigur că viitorul va spune, mă, Chelaru chiar a reprezentat ceva în Parlamentul României, chiar dacă a plecat de aici, de la noi, dintr-un orășel modest, pe care unii parlamentari nici nu știu unde este așezat. Deci, și totdeauna a fost acest soi de patriotism local, de fiecare dată la Roman, când ați fi putut oricând pleca București, Iași. Da, toată lumea era convinsă că voi pleca. Că rămâne în București. Da, având atâtea funcții importante și le am în continuare și n-am de gând să renunț la ele, pentru că chiar reprezintă pasiunea vieții mele, dreptul, nu mi-am pus niciodată problema să plec din Roman. Chiar nu mi-am pus niciodată problema să plec din Roman. Am un copil care este stabilit în București, este foarte bine. Aici am casa, aici am soția care e la medic și la pensie acum. Aici sunt eu acasă la mine. Da.
înseamnă foarte mult, deși pentru mine, sinceră să fiu, aveam speranța că în toate aceste căutări de a găsi un ministru al justiției, numele Chelaru pronunțat de mediul de profesioniști, vorbeam, cum discutam și săptămâna trecută, ar fi fost un argument puternic ca cei din partidul pe care l-a slujit atâția ani să spună. Și o fac în continuare. Este cazul să aducem. Doamna, am să vă răspund la această întrebare. A fost un, numele meu a fost în discuție, într-adevăr, de mai multe ori. Și la justiție, și la interne. Nu asta contează. Vreau să spun că unde și acolo deciziile, se fac toți jocuri politice. Deciziile, aici, din păcate. Deciziile numirii pe funcția unor oameni nu țin, sau nu, pentru ele nu este întotdeauna cel mai important criteriu valoare. Sau caracterul. Din păcate. Deci, uneori nici nu știi care sunt criteriile care se au în vedere sau cum se iau asemenea decizii pentru numirea unui om. Acum, nu știu dacă eram cel mai bun de ministru. Aș fi încercat, dacă ajungeam acolo, să fac ce pot maxim ca performanță. Eu cred că, în afară de Dumnezeu, pe lumea asta nimeni nu e nelocuit și cred că numirea, apropo de recenta numire a domnului profesor Toade Tudore la Ministerul Justiției, este o soluție înțeleaptă. Acum, nu pentru că îl cunosc pe domnul profesor Toade, ci pentru că activitatea dumnealui anterioară, indiferent că îl cunoaștem sau nu, la Curtea Constituțională, și la Curtea Constituțională, și la Catedră, decan, după aceea rector, și la Academia de Științe Juridice, unde este vicepreședinte, spun că un tip meritos, un tip puternic, este reprezentantul nostru la Comisia de la Veneția și că va încerca să îi doresc să reușească să așeze câteva din proiectele pe care și le-a propus, apropo de MCV, apropo de implementarea deciziilor Curții Constituționale în modificarea codului penal, codului de procedură penală și așa mai departe. Nu este un lucru ușor. Nu, decizia acolo nu e singur, el n-a fost niciodată un om politic. Cred că va încerca, eu îi doresc, și dacă va apela în calitate de expert la noi, că altfel nu, eu am spus că din punct de vedere politic nu mai avem ce discuta, va avea toată susținerea. Eu, sinceră să fiu, cea mai mare deziluzie a fost atunci când partidul pe care l-a slujit atât nu va susținut să ajungeți la Curtea Constituțională. De ce Livia Stanciu, care are atâtea schelete în dulapul său și nu senatorul Chelaru, un om cunoscut? Eu despre Livia Stanciu, din păcate, nu știu nimic să-și fie adus aportul la acest breastă juridică. Doamna profesor, eu am dorit să merg la curte. Am și spus, dacă vă aminte, am spus dacă se va aprecia că pot fi desemnat și votat pentru Curtea Constituțională, mă voi duce la Curtea Constituțională. Când am anunțat că renunț la politică, am spus așa. Și au trecut 2 ani. Chiar dacă merg, sau chiar dacă nu voi fi desemnat să merg judecător la Curtea Constituțională, eu politică, la politică, la finalul mandatului, renunț. A fost o încercare de a ajunge la curte, s-a apreciat. Și n-am să pot spune niciodată cine e în spatele acestei decizii, s-a apreciat. Clar că e liber, nu pot să spun, părerea nu, mea deci e, să, nu, nu pot să părerea nu mea intimă și intrigile din PSD care nu au lipsit niciodată. Că nu sunt potrivit pentru Curtea Constituțională. Sigur că am avut și eu judecățile mele interne vis-a-vis de această decizie. Nu mi-a plăcut. Am luat-o ca atare. Nu toate hotărârile din viața noastră sunt plăcute. Uneori luăm hotărâri și noi luăm hotărâri care nu ne plac, trebuie să le luăm. Și mi-am continuat viața. Nu se termină viața nici cu o funcție, nici cu nimic altceva din acest punct de vedere. Nu. Ceasul ne anunță că e deja o anumită oră. Da, și că stai la alt subiect. Și nu, e o etapă din viața mea, a fost o etapă. Eu am scris mult de constituțional, de parlamentar. Eu predau disciplina la facultate, una din disciplinele care le predau la facultate. Cred că puteam face față, nu știu dacă cel mai bun de acolo, dar cred că puteam face față la Curtea Constituțională ca judecător. Așa cum cred că, din punct de vedere juridic, sunt zone în care sunt mai bine pregătit, mai specialist, și sunt zone de drept
pe anumite nișe în care și eu trebuie să citesc ca toată lumea, să știți că nu mi-e rușine, sau să întreb, nu mi-e rușine nici acum să iau cartea de procedură civilă și să învăț cum se introduce, cum se face o acțiune, nu mi-e rușine să întreb un coleg mai tânăr, în vedere dinamica, așa cum spuneam, a procedurilor în special și modul în care practica le așează, să întreb cum se face cu tare lucru. Niciodată nu trebuie să ne fie așa. Revenind la planul profesional care vă este atât de drag dumneavoastră, iată că profesia de avocat pentru care ați făcut foarte mult și din inclusiv punct o lege. Pe asta vreau să spun și din punct de vedere al reglementării ei, mai are încă nevoie de profesioniști ca dumneavoastră și marele meu regret este acela că în țara aceasta nu s-a reușit un lucru de a așeza această profesie exact la nivelul la care trebuie de egalitate. Hey, aici am să vorbesc poate cu un pic de patimă, dar ori să vă rog să mă înțelegeți, pentru că eu fac această profesie de aproape 40 de ani, o iubesc efectiv, din indiferent ce demnități am ocupat. În momentul în care a fost vorba de profesie, m-am aplicat și cu pasiune asupra, inclusiv a reglementării. Hai să discutăm câteva lucruri extrem de deschis. O să le spun din ce în ce mai mult, pentru că eu consider că așa e normal. O țară în care avocații nu sunt liberi să profeseze, nu au independență și autonomie, nu este o țară democrată. Profesia de avocat e o profesie specială. E o profesie în care, pe care poți să o faci și poți cu adevărat să ajuți oameni, civil, penal, nu discutăm acum, decât dacă știi carte, ai independență în sensul în care n-ai, cum spuneți dumneavoastră, schelete sau dependențe de altă natură și ai puterea să reziști tentațiilor. Dacă ai aceste calități și multe altele, dar nu intru în amănunte, că o să facem o altă emisiune specială, dacă vreți, cu avocați și poate și cu cei mai tineri, s-a încercat. La dezbaterile pe modificările legii avocaturii, în primul rând se scoată textele pe care le-am propus eu, care dădeau această forță avocatului. Să nu poată fi ascultat la telefon în relația cu clienții. Să nu poată fi percheziționat, nu dumnealui, nu cabinetul, relația cu client, documentele pe care un client ți le predă și pe care le ai în casa de fier în momentul în care el vine și îți încredințează o speță. Decât dacă tu, avocat, ești complice cu el la o faptă penală. Firesc, dacă ești complice sau ai depășit un anume prag și ai intrat în lumea penală și din punct de vedere penal ești lângă el, atunci trebuie să răspunzi și atunci e firesc să ți se percheziționeze, să ți se asculte telefonul fără nicio problemă. Însă, bun, dar nu facem ducerea în arest a unui avocat, cum am văzut că s-a avocat a Elenei Bica. Știu povestea. Discutăm și sper. Însă, dacă nu lași profesia aceasta, făcută de 95% dintre avocați cu onestitate și cu bună credință, nu o lași liberă, nu poți să asiguri apărarea. Și am văzut tot felul de lucruri. Nu poți să spui, a fost o discuție întreagă, că avocații doresc superimunitate. Nu se poate, nici nu există așa ceva. Avocații doresc libertatea să-și poată exercita profesia. S-a încercat... Și libertatea și... cuvântului. Păi da, dar dacă ești legat și se ascultă telefonul, se știu relațiile cu clienții, se percheziționează biroul, se intră în calculator și multe alte lucruri, nu mai ai această libertate. Încep să apară în sufletul tău, oricât ai fi de luptător pentru drepturi și libertăți, apare o temere, să știți. Nu m-ați lăsat să termin. S-a încercat în bătălia pentru legea avocaturii să facem din avocați funcționari publici, doamna. Ce? Deci, eu am avut o discuție extrem de dură cu secretarul de stat de la Ministerul Justiției care a venit și a zis, nu, dumneavoastră intrați și la oficii, deci beneficiați de bani de la stat, mai aveți și curatele, mai aveți și alte sisteme. Nu, trebuie să aveți măcar statut de funcționar public. Doamna, dacă am fi acceptat vreodată așa ceva, dispărea profesia, nu, da, dispărea profesia. Era liberală. Un avocat care nu-i liberă, nu poate, sigur, nu poate. Profesia. Și sunt câteva lucruri
destul de dure. Eu am luat multe bobârnace și n-am să extind problema, urmarea faptului că am insistat și am reușit să introduc în legea profesiei posibilitatea avocatului de a fi liber, de a se bate până la capăt pentru interesele clientului. Pentru că o lege a avocaturii foarte bună înseamnă o susținere reală a populației să aibă acces la justiție și la o justiție în care își poate prezenta, se poate bate pentru drepturi. De asta, probabil că la un anume moment am și deranjat instituții de forță ale statului care ar fi dorit ca avocatura să fie așa o chestiune, să ne aflăm în treabă. Și vă mai fac o paranteză. Poți afla și mai fac o paranteză. Am condus o perioadă Comisia de Revizuire a Constituției. Una din modificările susținute pentru revizuirea Constituției. Un document, păcat că nici azi este, o să vedeți ce, o să vă fac o surpriză în zilele următoare, este aceea a egalității de arme. Un principiu al egalității de arme. Într-un proces, acuzarea și apărarea trebuie să fie pe picior de egalitate. Să aibă posibilitatea să folosească aceleași arme. În momentul în care noi încercăm măcar parte din acele arme să le avem, să le putem folosi, bineînțeles că așa, există o punere la punct. Instituții importante ale statului au găsit de cuvință, în mod extrem de elegant, să spună, ai putea să-ți vezi tu de treabă, așa, că nu neapărat ești tu buricul pământului și oricât de bun avocat, noi suntem mult prea mulți și mult prea puternici ca să discutăm subiectul. Și am avut asemne, n-am renunțat la lege, știți foarte bine, sau dacă nu știți, vă spun eu acum, că după ce am reușit să trecem cu legea și din Camera Deputaților, după ce a fost întorsă de 5 ori înapoi la comisie, când am ajuns, am trecut de la Camera Deputaților, fostul guvern și doamna ministru Prima, deși îți dăduse acceptul în discuții, nu, altfel nu era nevoie de acceptul ei, a atacat la Curtea Constituțională. Am avut în urmă cu o lună de Curtea, în unanimitate a respins atacul declanșat de guvern și așteptăm să ajungă motivarea ca să intrăm la președinte la promulgare. Cred că am făcut cam un când bun. În două săptămâni cred că va fi. Deci da, vom așteptăm avea o lege a avocaților mult completă și modernă și folositoare oamenilor. Toată lumea mi-a zis că vrei să-ți aperi avocații, că e grupul tău de interes și mai departe. Bă, fraților, dacă avem avocați puternici, avem stat de drept și democrație reală, iar oamenii pot să aibă acces la justiție prin avocat fără restricții. Sunteți profesor universitar. Vă rog. Ați format în toată această perioadă multe generații. Da, multe. E un lucru foarte frumos. Eu aici mă găsesc, eu din exterior nu intru prea des într-o sală de judecată, m-a ferit Dumnezeu, dar mi se pare că avocatul în sala de judecată nu este suficient de respectat, că el poate fi oricând pus la punct de judecătorul din fața lui, care uneori este chiar experimentat. Două considerații am să fac, alt subiect de amploare pe care l-am abordat. Unu, din păcate, noile generații de judecători formați la INM, bine pregătiți teoretic, unii chiar și cu educație solidă, formați pentru justiție, se consideră mici Dumnezei. Am spus extrem de direct pentru ca să se înțeleagă. Lumea se termină cu ei, sentimentul acela când te așezi pe scaunul de judecător că puterea este la tine și că tu decizi soarta lui sau speța cu tare, așa, probabil că, mai ales pe la începutul profesiei, îți iau un pic mințile. Avem tineri de 24, 25, 26 de ani judecători, v-am spus, unii extrem de bine pregătiți și inteligenți și cu tot ce înseamnă un judecător, care, în mod surprinzător, au până se formează, nu, judecătorii se formează în câțiva ani buni, ca să nu spun spre 10. Au acest sentiment și mai au reacții la care nu te aștepți. Asta era o primă considerație. Nu fac o generalizare, dar asemenea momente îmi spun toți colegii mei că se trăiesc din ce în ce mai mult, din păcate, la instanță. 2. Profesia de avocat nu e o profesie ușoară. N-a fost niciodată.
în opinia mea, și o spun nu neapărat ca avocat, este cea mai grea dintre toate profesiile juridice. Dacă vrei să o faci... La un moment dat poți fi asociat dacă cu vrei să o faci la performanță. Exact. Dacă vrei, te acuză cineva că l-ai apărat pe X care este un rău făcător de nu știu care. Asta e profesia. Da. Ultimii ani înseamnă... Nu ultimii ani, ca să nu fiu foarte corect. Până în urmă cu 4-5 ani, intrarea în profesia de avocat a fost extrem de liberă. Mult prea liberă în opinia noastră. Și suntem 32.000 de avocați în prezent. Mult prea mulți. În neam cât sunt? În neam suntem 328 în acest moment, din care efectiv... La câte instanțe? Împărțiți pe 4 instanțe. Dar nu, instanța principală, Piatra, urmează Roma, în Târgu Neamț și Bicaza. Nu toți avocații sunt bine pregătiți, sunt bine educați și își iubesc profesia ca să o facă în spiritul și litera legii. Și atunci, dacă întâlnești din 5... 2 sau 3 mai puțin bine pregătiți. Se duc în dosare fără să-și cunoască dosarul. Pun concluzii după ureche fără să se referă la spețele de acolo sau la practică. Sau sunt o goană permanentă atunci, de racolat clienți. Sunt o goană. E o chestiune existențială asta. Și pe asta o putem judeca. Și vă spun din interiorul sistemului. Și atunci apar momente și dumneavoastră aveți dreptate în care spune, băi, stai avocat, totuși, bă, când te duci în fața unei instanțe ca avocat, acolo trebuie să fii, dacă ești foarte bun, și instanța chiar care, să zicem, n-are o părere bună despre apărare. Să zicem, e o supoziție, știi, bă, ăsta e, știu că vorbește bine, vorbește numai din dosar, nu vorbește pe lângă, îl ascult, chiar dacă îl rog să facă o sinteză a concluziilor, pună concluzii scrise. Sigur că ați ridicat un pic mai devreme și o altă problemă. Și în interiorul profesiei sunt multe chestiuni. Avem mai mulți avocați decât avem forță economică. Și avem mai ales tineri avocați, am familie. Eu fiind decan al Barou, am o mare problemă. Am familie de avocați, soții care mi-au și un copil, care nu au clienți. Sau nu au suficient clienți ca să aibă și am probleme existențiale în Barou. Din ce trăiesc acești copii? Că sunt, eu îi consider copii, într-un fel sunt copiii mei. Mai ales în ultimii ani. De asta spun, din ce trăiesc? Am o problemă. Noroc, mai există oficii, mai există posibilitatea să le dăm să câștige muncind. Deci totul se face cu muncă, să le asigură existență. Doi, avocați. Toată lumea așteaptă la ei un standard de civilizație, de viață, de modele și mai departe. Nu se poate îmbrăca oricum, nu se poate duce oriunde, nu, copilul trebuie să-l ducă la școală. Deci trăim într-un sistem complex în care sunt factori care influențează viața unui avocat, calitatea prestației pe care o are și, un lucru foarte important, modelul pentru comunitate pe care, după părerea mea, avocatul trebuie să-l reprezinte. Ceea ce mi s-a părut mie aici, nu există, dar vorbesc ca nespecialist și în afara sistemului. Deci, marile probleme ale României sunt cele legate de economia acestui stat. Fără ori, iată că însăși profesia aceasta de jurist consult la o firmă, de ce într-un stat nu s-a reușit să se facă, domne, lucrez pe spețe, pe asta, nu cu juriști, care de foarte multe ori sunt mai slăbut pregătiți, pentru că până la urmă într-un proces, când ai un litigiu, tot la o casă de avocatură ajungi. De ce nu s-a... Deci sunt profesii diferite. Haideți să vă spun că știu și povestea asta, pentru că chiar sunt implicat. Avem în țară peste 50.000 de consilieri juridice. Peste 50.000. Mult prea mulți. E o profesie de care eu trebuie să țin cont. Eu țin cont din multe motive, inclusiv din motivul că sunt niște oameni, colegi cu noi, care au făcut o facultate, care trăiesc în această țară, care doresc să profeseze în această țară, iar profesia lor să fie respectată și recunoscută. Ordinul consilierilor juridici există, să știți, a elaborat un proiect de act normativ de modificare a actualelor legislații, este în curs de elaborare, suficient de complicată, cu ceva inextiuni spre alte profesii, dar în sfârșit asta nu e foarte important acum, pentru că nu pot să întorc spatele la 50.000 de profesioniști, mai buni sau mai răi,
știu și ei știu că pe o scară, o anumită scară, în cadrul profesorilor juridice sunt așezați undeva pe la mijloc. Însă sunt raporturile lor, sunt raporturi de muncă cu firmele unde sunt angajați, sunt unii dintre ei foarte buni, să știți. Eu am întâlnit și în sală, dar și cu ocazia elaborării acestui act normativ am întâlnit consilieri juridici care bat avocații. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu aș face neapărat o balanță. E adevărat, împrejurarea că sunt angajați unei firme, că sunt dependenți de un raport de muncă, le conferă o anumită subordonare, ceea ce avocatul nu are. Sunt structuri diferite, profesii diferite. Eu spun clar că această profesie trebuie să existe, rămâne, trebuie corect reglementată. Suntem pe drumul în care facem această reglementare și hai să recunoaștem sincer, sunt oameni acolo care trăiesc din asta, care sunt pe anumite domenii, mai ales pe litigi economice, pe zone unde se lucrează, foarte buni. Mi-ați ridicat mingea la fileu. Ca întotdeauna. Mă întreb de ce în atâția ani, deși se vorbește din ce în ce mai des, cele mai cunoscute, cele mai des întâlnite specii sunt cele de natura conflictelor de muncă. Se vorbește de atâția ani de zile de înființarea unui tribunal al muncii. Iată, suntem la 27 de ani, nu s-a reușit departajarea clară. Nu s-a făcut, într-adevăr. Există un pas făcut deja. Litigiile muncă sunt judecate, așa cum bine știți, de complete, de complete speciale, specializate pe litigii de muncă. Ele sunt multe, sunt foarte multe. E o chestiune care ar trebui să-l întrebați pe cel care ar fi inițiatorul unui asemenea proiect de modificare, pe ministrul sau guvernul României, dar în principal Ministerul Justiției. Poate nou ministru. Și mi-ați dat o idee mâine când mă văd cu dumnealui la Iași la conferință să-l întreb ce are de gând, deși nici n-a apucat să se gândească foarte bine, probabil în proiectul dumnealui de viitor de ministru. Posibil să aibă și o asemenea relațiile, reglementarea relațiilor cu sindicat. Sunt multe chestii pe muncă. Mari deficiențe există și în ceea ce privește acest contencios administrativ. Am să vă dau o întâmplare recentă. Aceea, eu, ca și cetățean, ca și jurnalist, am atacat recent o hotărâre a Consiliului Județean. Ori am primit termen de judecată la 2 săptămâni după ce era vorba de acel târg de Crăciun în care mie mi s-a părut că se alocă o sumă mult prea mare decât ar fost cu cântec, s-a dovedit după că am avut dreptate. După ce s-a închis târgul la 2 săptămâni, mi se pare bătaie de joc, efectiv. Cred că trebuia lucrat pe ordonanță de urgență, pe ordonanță prezidențială, iertați-mă. Încă am rămas cu ordonanță de urgență de la Parlament. Da. Cred că trebuia lucrat pe o altă procedură, pe ordonanță de prezidențială. Dar cine a putut face acest lucru? Cum să pui tu un termen după ce la 3 săptămâni de... Termenele se dau aleatorii. Nu. Dacă eu nu știu speța și nu dau sfaturi, însă există proceduri mai rapide decât procedura obișnuită, unde termenele se dau aleatorii, nu le dă calculatorul, nu le dă nici măcar judecătorul, în care termenele sunt foarte scurte, dacă erați pe un asemenea sistem. Nu știu cum ați procedat, nu știu despre ce este vorba. Da, am venit aici, suntem de acum, veniți, da. Toată plăcerea, vă asigurăm un sfat, mai ales dumneavoastră care aveți, în care trecutul ne leagă de acest oraș, ne leagă de multe realizări. Un alt proiect eșuat al justiției, mi se pare mie, acea încercare de a introduce și în România, acei, nu știu ce să le zic, stuțocămiile, nu știu ce, spuneți, cum să le spun, ce e vorba, ca să mediatorii. Nu e eșuat. Proiectul nu e eșuat. Există o discuție întreagă. Nu fac un istoric. La acest moment, și locul mediatorilor este aproape definitiv stabilit. Rolul lor, dacă sunt importanți sau nu, dacă sunt prevăzuți în coduri, la acest moment obligatorie, sunt proceduri obligatorii cu mediatorii. S-a construit greu. Instituțiile, în momentul în care nu țin de tradiția dreptului românesc, când vii, chiar dacă sunt importante și folositoare, când vii să introduci într-un sistem de drept neînvățat cu acest lucru sau neobișnuit cu acest lucru, s-a construit greu.
Ei au muncit mult, mediatorii, câțiva ani. Noi am primit reproșuri la Parlament, chiar în urmă cu 8-10 ani, de ce am permis introducerea acestei instituții. Pentru că, mai ales că nu se face cu juriști, asta mea... Nu se face numai cu juriști. Acolo a fost una din bătăliile pe care una din colegele noastre, nume important, de altfel, președinte de partid, exact, a fost la lansare, a lansat și aici. Dacă știu. Așa. Atunci îmi aduc aminte când s-a venit cu proiectul, că este recomandarea Uniunii Europene, că se folosește în Europa, că degrevăm instanțele de multe dosare, însă s-a dovedit că nu e decât un pas pe aici, pe acolo, chiar obligatoriu de urmat într-un litigiu. Nu știu cât succes a avut concret. O să vedem în timp, știți cum e, adevărul este fiul timpului. Uneori, abia în timp realizăm dacă a meritat instituția, dacă este folositoare, că până la urmă, doamnă, dacă nu facem legi pentru oameni, facem legi pentru unii sau pentru alții, numai pentru unii sau pentru alții, este o greșeală fundamentală. Și dacă există anumite rupturi, inclusiv în societatea românească, există și din acest motiv. Domnule doctor, mai avem 10 minute până la sfârșitul emisiunii. Vi le rezerv domeniului pe care dumneavoastră v-ați aplicat în ultima vreme foarte, foarte mult, acela al scrisului. Știu din discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră, asta așa, în afară, de voalez că vă apropiați de un alt moment pe care îl așteptați de mult, acela al lansării unei noi cărți. A câta este și cu ce se ocupă, dacă puteți, de boala la ora la care vorbim? Am să vă fac o mare surpriză. Da. Și vă fac dumneavoastră pentru că chiar aveți toată stima și respectul meu. Cartea este gata. Vă arăt. Nu vă prezint. Vorbesc despre ea pe scurt, pentru că în acest moment ideea mea este să fac o lansare și la români. Și cum lansările reprezintă, știți cum sarea și piperul ieșirii pe piața unei cărți, am să vă arăt acum și vorbim un pic despre ea. Este a 9-a sau 10-a carte. Sunt două cărți. O să o arătați un pic aveți, la cameră. Aveți și titlul. Ar fi fost prea frumos. Da. Sunt două cărți care poartă același. Nu sunt două volume. Sunt două cărți... Revizuirea Constituției. Partea a doua. Am spus atât aceasta a doua. Atât de mult am discutat cu dumneavoastră despre acest lucru. Această parte a doua este fel exact și cuprinde și munca mea, sau în principal munca mea, de 4 ani, la revizuirea Constituției. Domnule doctor, asta se poate face. Aflu, așa după arată. Ce o voi citi cartea, de ce nu a reușit a fi impus acest proiect de revizuire a Constituției la care ați lucrat atât de mult? Eu, cel cu multă pasiune, chiar cu, astăzi nu exagerez, cu profesionalism, cu multă documentare, sunt 28 de Constituții Europene pe care le-am avut în vedere. Cine și nu vrea ca să politic, fie revizuită? Nu, deci nu vrea cineva, în mod special. Dacă USL-ul rămânea în ființă, aveam Constituție revizuită la acest moment. Pe scurt, proiectul a mers foarte bine, s-a muncit mult și toată lumea a muncit pe el, chiar dacă unul sau doi am dus în spate greul. Și s-a blocat în momentul în care s-a rupt USL-ul. Pentru proiect, la un moment dat orice... era președinte Crin Antonescu. Însă Crin Antonescu a avut... pe mine de ce Crin Antonescu, care nu e... Nu. Crin... Nu pentru că era o chestiune politică. Era președintele partidului PNL și s-a dorit acest lucru, niciun fel de problemă, s-a stabilit atunci un vicepreședinte care este în domeniu și care practic să conducă efectiv lucrările.
am preluat fără nicio rezervă, nu s-a pus probleme. Dar știu că ați ajuns și președinte la un moment dat. Da, nu. Și în prezent comisia nu mai există acum pentru că e altă legislatură, însă eu am fost președintele comisiei în ultima perioadă. Ca să poți modifica un act normativ fundamental de anvergura Constituției, majoritățile legal prevăzute sunt de două treimi. Fără două treimi nu poți, nici în comisie nu poți lucra și cu atât mai mult în Parlament. Cât am fost în USL, nu știu, nu mai sunt acolo, cât am fost în USL, am avut aceste majorități, dovadă că am și lucrat și am dus proiectul la un pas de final. Dacă nu se rupea USL-ul, urma ultima fază de amendamente și discuțiile pe fiecare cameră și, sigur, procedura după ce ajungeam cu treceam cu legi de cameră, ajungeam în fața populației să facem și o verificare în fața populației dacă votează sau nu. În momentul în care s-a rupt USL și s-a ales un nou președinte, domnul Iohannis, colegii liberali inițial au venit și au spus că merge mai departe și la următoarele ședințe de comisie de specialitate pe care am condus-o au făcut pasul înapoi. Neoficial au spus că să o luăm de la capăt, să facem, discutăm nou principii, iar direct au spus că nu se dorește. Și am să mă mai avem cu mărturisire. Am discutat cu președintele Iohannis de trei ori despre acest proiect. De două ori am fost eu la dumnealui acolo, cu cei de la mine, și odată când a venit dumnealui la noi la Parlament la o ocazie, am discutat cu dumnealui personal acest subiect. Niciodată n-a spus nu. De fiecare dată a spus da, a făcut parte și din planul meu de campanie electorală și din proiectul meu prin care am fost președinte. Știu că s-a lucrat, știu că lucrați foarte serios și am spus atunci, domnul președinte, puteți influența PNL să fie în continuare cooperant, inclusiv conducerea PNL era în Comisia de Revizire a Constituției, a și votat proiectul. Deci, inclusiv doamna Gorghiu a votat proiectul, care, fără nicio problemă. Da, o să vedem. Și cu acest da, o să vedem, am ajuns la faza la care, la un moment dat, colegii liberali au spus nu, ne gândim, poate facem un alt proiect liberal, de altă natură, avem un președinte al nostru acum, nu știu, ne analizăm și vedem cum va fi. Și au întins atât de mult cu toată opoziția noastră a celor de la PSD, n-aveam două treimi, că dacă aveam două treimi, probabil că e așa, că au așteptat să treacă timpul ca să nu se mai facă. Revizuirea Constituției este totuși fără doar și poate o necesitate. Absolut. Pentru că vedem, nu știu dacă este zi lăsată de la Dumnezeu să nu auzim că articolul X sau articolul Y sau Z este neconstituțional. De acord cu dumneavoastră. Și Curtea Constituțională a ajuns un fel de moașă. Da, repare toate legile, da. Eu vreau să spun ceva. Procesul de modernizare a României nu se poate face fără revizuirea Constituției. Constituția României actuală nu este rea. Deci hai să nu se înțeleagă greșit. Însă practica pe ea a dovedit că există zone, începând de la relațiile între instituțiile statului, la drepturile și libertățile fundamentale și garanțiile acestora, în care lucrurile nu merg bine. Și am încercat să le corectăm. La codurile de procedură. Nu mai discutăm de modul în care... Aia e o altă poveste și poate vreodată o să o discutăm. Am făcut atunci, în proces de revizuire, să vedeți, 128 de amendamente. 24 au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Urma să le scoatem și să mergem cu cele care au fost declarate perene, să mergem mai departe. O să vedeți dacă se va face lansarea sau să vedeți cum să lecturați cartea, că s-a încercat și pe mare, pe foarte multe zone, s-a și reușit corecturi ale textelor constituționale care să dea o stabilitate instituțiilor, să reglementeze clar raporturile președinte-parlament, președinte-guvern, guvern-parlament, să păstreze și să întărească independența și autonomia justiției fără nicio discuție și să întărească garanțiile procesului, apropo de
de garanțiile, iertați-mă, drepturilor și libertăților cetățenilor, apropo de posibilitatea de a asculta telefoane, de a intra în casă și face percheziții și așa mai departe. Am intrat, gata, am spus că n-am stabilit încă, voi face, dacă vom ajunge să facem, să fiu sănătos și să lucrurile să meargă mai normal, vom face și o lansare la Roma. N-am stabilit încă nici dată. Dar la absolut. București o veți face da, întâi la București? Nu neapărat. Nu, știți cum e? În sufletul meu nu există neapărat o ierarhie între Roma și București. Eu sunt romașcan, nu uitați asta niciodată. Și când am fost în Parlament, chiar dacă sunt unul din cei care vin din orașe mici, că de obicei se contează și acolo, dacă vii din Iași, din Cluj sau din București sau din Craiova. Când vii de la Roman, unii colegi m-au întrebat unde e Romanul, că, așa cum v-am spus, deci e greu să pătrunzi la vârf. Și asta e un handicap, că vii dintr-un orașel care are 50.000 de locuitori, care nici măcar nu e centru de județ și lumea întreabă, băi, vine de la Iași cu tare sau vine de la Cluj, nu mai vorbim de Cluj. Sau mai nou vine de la Craiova, ați văzut și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această interesantă emisiune. Toată mie tot îmi vine să sunt domnule senator, pentru că asta e o funcție pe viață. Am înțeles și toți prietenii mei, tot așa, cei da. Care nu mi se adresează la persoana a doua, singular. Mm-hmm. Și am zis, bă, fraților, am fost senator, ex-senator. Da, ei, îmi dați seama că glumesc. Și ne mai întâlnim. Cu toată plăcerea și toată bucuria. Sunt aici, așa cum am spus în campania electorală, și unii m-au luat peste picior, sunt de acasă pentru fiecare, deci sunt la Roman. Casa de avocatură este aici, lucrează pe toată modul, lucrăm și în București. Am înțeles că s-a produs o urmare și în sălile de judecată când ați reacționat. Da, lumea după atâția ani, oamenii s-au dezobișnuit, inclusiv instanțele de judecată, mai ales cei colegi care mă știu de atâta timp. Însă nimic din ceea ce omenești nu trebuie să ne fie străin. Așa că haideți să vedem pașii următori. Sper să mă apropii din nou cu atâta pasiune și dragoste de cariera de avocat. Sper ca această casă de avocatură care a existat fără ca eu să intru în instanță atâția ani cu colegii cei tineri să se întărească și sper să putem face ceva pentru semeni. Vă mulțumesc și o zi bună! Cu toată plăcerea, la revedere!